O prea bunule Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cândva sfânta ta față, chipul omenesc, ai spălat-o cu apă și ai șters-o cu mahramă, pe care minunat s-a închipuit chipul tău și l-ai trimis lui Afgar, guvernatorul Edesei, spre vindecarea bolii lui, pentru că așa ai binevoit tu. Iată și noi, păcătoși robii tăi, cuprinși de neputințe trupești și sufletești, căutăm fața ta, Doamne, și cu David într-o umilință strigăm. Nu-ți întoarce fața ta, Doamne, de la noi, ci abate-ți mânia ta de la noi, robii tăi. Fii-ne ajutor, nu ne respinge și nu ne părăsi. Atotmilostive Doamne, Mântuitorul nostru, întipărește-te în sufletele noastre, ca trăind în sfințenie și dreptate, să-ți fim fii și moștenitori împărăției tale, cele fără de început și neîncetat, să te slăvim în vecii nesfârșiți. Amin.